Bună, după cum v-am promis, eu am pregătit aici un mic dejun din clătite, care eu o să vă prezint imediat pas cu pas, din făina integrală, un alt mic dejun diferit, cu o cană de ceai de dimineață sau puteți bea și cu o cafeluță. Întotdeauna încercați să înlocuiți zahărul cu îndulcitorul. Aici, între mese, eu am un iaurt și un fruct natural. Pentru amiază am făcut un pește cu legumă și cu pâine, lungise vitaminele, proteine și carbohidrații. Și seara am făcut niște dovlecel la tigaie, cu vânătă și cu un pește. Eu vă doresc o zi bună. În continuare vă las video pas cu pas cum l-am pregătit. Pentru mic dejun, ieri v-am mai arătat câteva exemple, o să facem ceva dulce. Eu aici am pregătit făină de ovăz, două linguri, praf de copt, o linguriță, cacao opțional, o linguriță, îndulcitor, o linguriță, un ou, făină, deci asta este pentru micul dejun. Iar aici o să avem nevoie pentru la amiaz, ziua a doua. Am scos o bucată de pește, de care aveți, o ceapă, o roșie, un cățel de usturoi, o vânătă, un dovlecel opțional. Puteți să folosiți și alte legume. Sare, piper, ulei și condimente la după gust, cum vă place. Și începem cu făina. Adăugăm toate ingredientele. Praful de copt. Cacao opțional dacă vreți cu gust de ciocolată și zahărul. Cu o furculiță ne ajutăm ușor și amestecăm. Între timp, punem o tigaie la încins. Eu am să adaug și un pic de apă, să fie un pic mai moale. Sau puteți adăuga un pic de lapte. Cam așa trebuie să arate lichidul nostru, nici prea gros, nici prea subțire. Eu aici am pregătit tigaia, am să pun o picătură de ulei. Eu nu am nevoie pentru această tigaie, dar am să vă arăt. O picătură de ulei. Am dat la foc tare. O să iese cam 3. Și o să lăsăm la foc încet acum, după ce s-a încins tigaia. Câteva minuțele, 1-2 minute. Câteva minute, un minuțel, nu trebuie mai mult și o să întoarcem pe partea cealaltă. Un mic dejun sănătos, delicios, chiar și dulce. Îl putem acompania cu niște fructe de pădure, cu un pic de miere, o linguriță de miere naturală și cam acesta este un alt mic dejun. Mie mi-a ieșit 3 clătite. Eu folosesc ciocolată albă. Puteți pune puțin de ciocolată, deci un mic dejun sănătos, cu o cafeluță, cu un ceai, merge foarte bine. Sau topiți 40 de grame de ciocolată cu un pic de lapte cald, încălziți un pic de lapte, puneți un pic de ciocolată și vă faceți o glazură de ciocolată. Iar acum o să pregătim peștele. Am să pun o lingură de ulei, chiar două, să se încălzească și o să tăiem legumele. Vreau să zic că puteți folosi chiar și legume congelate dacă nu aveți legume proaspete. Deci nu este neapărat să faceți exact cum fac eu. Eu vă dau doar o mică idee. Iar acum ne apucăm să spălăm legumele și să le tăiem. Am lăsat tigaia să se încingă, am pus ulei de măsline. După cum vedeți, am tăiat în juliana, felii, toate legumele, dar la puteți pune chiar și brocoli, puteți pune coliflor, păstăi, deci nu este neapărat să faceți exact asta. Și acum condimentăm cu sare, cu piper, am tăiat și usturoiul și le lăsăm să se călească foarte bine. Între timp pregătim peștele. După 10 minute ce s-au călit legumele, eu am să pun peștele. Apă.
Și am să las la foc mic circa 10-15 minute. Circa 10-15 minute la foc decent. Separat pentru cină o să folosesc într-o tigaie încinsă, pun puțin ulei, lăsat să se încălzească. Iar eu aici am pregătit, după cum vedeți, niște vinete și dovlecel, care eu am să le fac doar puțin până schimb un pic culoarea. Un pic cu sare la tigaie. Cam așa arată mâncarea noastră pentru o altă zi.